Am revenit, dragi prieteni, a doua parte a emisiunii. Alături de mine, Marian Andronache, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară Suceava și desemnat candidat pentru primăria municipiului Reșeniță de Județ din partea Mișcării Populare. O să-mi fie foarte greu să scap de tu ăla din față, dar o să mă obișnuiesc, probabil. Și Corneliu Popovici, președinte al Mișcării Populare Suceava. Pe hârtiile mele tot PMP am notat, dar acum și tai repede să rectific greșelile. Le-am promis telespectatorilor noștri că în a doua parte a emisiunii vorbim mai mult puțin despre ce se vrea de la Suceava, despre faptul că domnul Andronache, cu experiență de 21 de ani în administrația locală, are o viziune asupra Sucevei, da? Dar înainte de a povesti dumneavoastră despre cum vedeți dumneavoastră evoluția municipiului, extrem de important să aflu părerea dumneavoastră despre acest lucru. O să vă întreb și o să vă întreb un pic mai prietenește, dacă vă supărați să-mi spuneți, că o să-mi retrag întrebarea și o să o reformulez, nu o retrag de tot. Aveți habar în ce v-ați băgat odată cu luptele astea electorale? Odată cu anii ăștia electorale, odată cu greii ăștia din județul nostru, odată cu primarul Ion Lungu, care a anunțat că va candida din nou săptămâna trecută, l-am auzit la o emisiune, a anunțat că va candida din nou doar să-i demonstreze lui Marian Andronache că poate fi bătut foarte ușor, odată cu un Ioan Bălan, deputat care vine din partea PNL-ului, odată cu Alexandru Băieșanu, care acum poate află în premieră că nu mai are loc la Mișcarea Populară, că este Marian Andronache, odată cu, nu știu, PSD-ul, oameni care îi lansează. Sunteți conștient în ce v-ați băgat, nu? Sigur că da. Vă asumați în totalitate lupta asta? Eu nu o văd ca o luptă politică, eu o văd ca o luptă de idei, o luptă de programe. Sunteți singurul altfel... care o vede așa. Mă scuzați că intervin și nu vreau să deviez subiectul, dar Marian în prima parte a spus ceva. În momentul când a luat decizia de a se înscrie în Mișcarea Populară, acceptând și candidatura pentru primăria Suceava, a spus că a simțit ceva, o voce a străzii. O voce a străzii care nu numai în Suceava strigă schimbare, strigă schimbare într-o întreagă Românie. Iar atunci când ai vocea electoratului în spate, a tineretului, a celor care doresc într-adevăr o schimbare, nu contează câți grei ai politicii ai în față. Adversarul lui Marian nu este nici Lungu, nici Băișanu, nici cine o fi candidatul PSD-ului, nici Ioan Bălan. Marian în toată competiția asta are doar un partener și partenerul tot nu fac parte din categoria asta, este doar cetățean. Am înțeles, sună foarte frumos. Suntem obișnuiți, nu domnul Covașa, suntem obișnuiți să aduci un tipar de campanie. Vine campania și trebuie să ne aruncăm și să ieșim plin de lături la finalul campaniei. Nu, chiar încercăm, bineînțeles, cu piața, cu electoratul să aducem și o schimbare și să schimbăm modul de comportare într-o campanie. Credeți-ne că noi nu o să facem parte din categoria aceea pe care greii politicii și-au propus-o. Și acum las discuția să decurgă. Va fi o campanie cu totul și cu totul atipică din mai multe puncte de vedere și noi avusesem la un moment dat discuția asta. O să vă rog să-mi spuneți. Dacă Suceava în 2020, sub conducerea dumneavoastră, cu o experiență necontestabilă în administrație, dar lipsită total sau cu o lipsă totală de experiență în partea de giugu-giugu, laga-laga, o să-mi permit să folosesc un termen mai puțin academic, în fața oamenilor. Și știți că este un lucru care prinde, indiferent de vocea străzii, întotdeauna în campaniile electorale, un om care are discursul ăla de amețit, la el are câteva procente de câștigat. În 2020, sub egida Marian Andronache, cu Mișcarea Populară. Cum va arăta Suceava? Cu siguranță va arăta altfel. Eu cunosc evoluția Sucevei din 94, v-am spus. Pas cu pas,
Suceava a arătat din ce în ce mai bine. Și aici e vorba de fonduri, de cum îți faci bugetul. Da? Din 94, 94 fondurile erau foarte mici. Încet, încet au început să crească. Prin 2000 și cât? 2007, 2008 au venit fondurile europene. Da? În momentul ăsta, cine va ști să gestioneze aceste fonduri europene, va avea și o dezvoltare semnificativă a orașului. Și eu spun că singurul mod de a dezvolta Suceava este să accesăm aceste fonduri europene, dar... Bun, dar ele se accesează, adică nu puteți spune că nu s-au atras deloc fonduri europene spre Suceava, nu? S-au atras. Avem niște parcări subterane făcute și o să vorbim imediat inclusiv despre mandatul sau mandatele domnului primar Ion Lungu, mandate în care dumneavoastră ați lucrat și știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Știți mai bine decât mine câte s-au făcut, câte nu s-au făcut și așa mai departe. S-au atras ceva fonduri. S-au atras ceva fonduri europene. Îmi spuneți că există loc de mult mai mult. Există loc de mult mai bine. Deci pot să vă dau exemple orașe care au accesat mult mai multe fonduri europene. De ce? Pentru că au avut și un personal mai mult în acest domeniu. Da? Chiar la noi există un serviciu de integrare europeană cu specialiști extraordinari, dar sunt puțin ca număr. Ca și volum nu pot face extraordinar de mult ceea ce fac, au făcut de calitate sau descurcat, nimic de spus, dar eu aș merge pe o direcție acolo. Da? Direcție să am undeva la 25 de persoane care se ocupă numai de acest lucru. Sunt în momentul de față programul operațional regional care începe. Prin acest program se pot obține fonduri pentru o multitudine de segmente. Și până pe segmentul ăsta putem discuta 3-4 ore fără probleme. Dar ce văd eu esențial de făcut în momentul de față? Primul lucru care aș vrea să-l fac, să obțin fonduri pentru pe cartiere, să spun. Nu dau neapărat un nume de cartier în momentul de față. Da, e mai puțin important să nominalizăm cartierele. Dar peste tot toate au nevoie. Peste tot avem probleme. Poate în unele mai mult decât în altele. Un exemplu, Opcinele. Da? Am locuit în Opcine din 94 până în 2008. Nimic nu s-a schimbat acolo. Eu nu am văzut o mare schimbare până în momentul ăsta. Mai mult, dacă cunoașteți cartierul, acele acoperișuri care efectiv țigla se macină. Se macină. Da? Încep să cadă. Da. Probabil sunt infiltrații extraordinare. Se pot accesa fonduri pentru anveloparea blocurilor de la acoperiș până la subsol să refacă aceste blocuri, dar inclusiv tot cartierul. Și aici discutăm și de spații verzi și de străzi și sunt de trotuare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Știu că în egală măsură că nu sunteți străini de faptul că toate aceste lucruri se fac prin asociațiile de proprietari sau cu niște dezbateri cu asociațiile de proprietari. Corect. Și de multe ori se întâlnește o reticență și de acolo. Depinde cum se pune problema. Foarte important. Întotdeauna depinde de cum se pune problema. A fost program guvernamental, dar acolo trebuia să intre cu o cotă destul de mărișoară și cetățeanul. Aici încă nu se cunoaște cota, dar undeva va fi o cotă mult mai mică decât acel program guvernamental și omul cred că îi se va oferi un lucru convenabil pentru a-și vedea blocul totuși în picioare, da? Să nu apar acele probleme de infiltrații care în Opcin sunt destul de cunoscute în momentul ăsta. Până și la schimbarea liftului, da, pot ajunge aceste programe. Alte lucruri, înțeleg, aici e vorba și de un puz și sper să nu greșesc. Ăsta pe cartiere, parcă puzii, zice, este pug și puz, da? Deci planul urbanistic zonal, avem un George Enescu, spre exemplu. M-am minunat să văd bloc portocaliu lângă bloc verde deschis, lângă bloc verde închis, cu acoperiș roșu, cu acoperiș arată iertare să-mi fie. Acum eu înțeleg că poate sunt făcute din fondurile oamenilor, dar nici să ne batem joc. Nici să ne batem joc de orașul ăsta și să vedem motive tradiționale, măcar dacă arătau ca niște motive tradiționale cu caroașele.
Este un subiect extrem de important, cel pe care l-ați menționat dumneavoastră, însă alte lucruri pe care le aveți până în momentul ăsta, că eu o să văd dacă sunteți conectat cu piața. Ceea ce a piața. Spus în momentul de ăsta, deci ceea ce a spus acum cu acele colorituri, de ce? Pentru că nu a fost o abordare unitară. Fiecare bloc a fost abordat separat. Sau când au început anvelopările, da? La blocuri, unii au început cu anveloparea numai pe bucățica lui de apartament, după care nu s-a mai dat voie pe autorizare decât la scară sau acum la bloc, la nivel de bloc. Ok, dar dacă abordăm o anvelopare unitară pe cartier, altfel se discută, da? Și la colorit, și la normal trebuie să avem, să atragem și arhitecți și oameni de specialitate valoroși, să avem tot timpul o interconectare cu Există ei. În momentul ăsta la nivelul municipiului Reșița de Județ un arhitect care să fie extrem de implicat? În primărie nu avem, angajat așa ceva, însă există o comisie de arhitecți, de specialiști, unde proiectele cele mai importante sunt trecute prin acea comisie și se ascultă totuși de părerea acestei comisii. Înțeles. Și cine ia decizia care sunt proiectele cele mai importante? Primarul, nu? Vă întreb doar. Doamne ferește, nu e... Probabil propunerea comisiei înaintea de către primar. Da. E stabilit prin hotărâre de Consiliul Local care proiecte trec prin această comisie. Da, nu, probabil nu orice autorizație de garaj sau de nu știu ce trece prin această comisie. Probabil că asta e cea mai mare problemă. Dacă permiteți mie, fără a deranja subiectul, dar nu pot să mă abțin într-o chestie de genul ăsta, Suceava sau una din prioritățile noastre care vor fi, va fi tot ceea ce înseamnă de urbanism. Suceava este un oraș care suferă din punct de vedere urbanistic. Dezvoltarea lui, și nu suferă în mandatele lui Lungu, suferă din 90 încoace sau poate suferă chiar dinainte de 89. Suceava nu are astăzi, am observat acum o lună pe parcursul ședinței trecute, că a început să se vorbească despre un PUG, plan de urbanism general, cum ar trebui să aibă un municipiu reședință de județ, am planul de dezvoltare, știu ce fac. 25 de ani, Suceava s-a dezvoltat doar pe baza puzurilor. Puz lângă puz, plan lângă plan, pe bucățică, pe bucățele și după poate și anumite interese pe parcursul celor 25 de ani. Cum se cheamă asta? Șatră, parcă, nu? E un termen popular, astăzi ajungem să spunem despre orașul nostru că nu ne place cum arată. Suceava este un oraș super aglomerat. Plângeam că traficul spre zona Burdujeniului și centrul orașului, sau chiar și în centrul orașului, este așa cum este. Se formează cozi interminabile și nu găsim o soluție. E greu să găsești o soluție astăzi când, ani în șir, ai dezvoltat o zonă mai mult decât o poate suporta rețeaua stradală. Nu știu. Iar ceea ce Marian împreună cu noi, cu echipa pe care și-o va prezenta la momentul respectiv, dorește să abordeze, este tocmai această idee de schimbare de mentalitate și viziune, dacă vreți. Și a pune lucrurile acolo unde ar fi normal să fie puse. S-a lucrat și la PUG. PUG-ul este în momentul ăsta în dezbatere publică și vom avea în sfârșit și un plan urbanistic general și în momentul ăla putem discuta totuși de o dezvoltare. Știu că n-a fost în atribuția noastră, dar nu pot să nu vă felicit. Acum, faceți parte din echipa de administrație a municipiului Reședință de Județ, să vă felicit că în 2015 v-ați trezit toată echipa să faceți un puz al municipiului. Aici intrați la pachet, un PUG, pardon. Intrați la pachet cu colegii dumneavoastră. Greșiți aici când în pachetul ăsta băgați și executivul și debelativul și grupa de nu vă supărați. Păi nu vă supărați noastră, cum să... Cu ce greșesc? Vă rog. Nu, Covașa. Stăteam și mă uitam zilele trecute sau în perioada de când s-a lansat campania, că spuneați că a început campania în municipiul Suceava.
la modul în care contracandidații își reproșează anumite, nu știu, probleme. Da, asta ai făcut-o, tu nu-i bună, aia am făcut-o eu, mi-aduc aminte că e bună. Nu vă supărați, fraților. Sunt, nu știu, 12 ani de zile de când PNL-ul la Suceava conduce municipiul ăsta. Și Consiliul Local și primar. Nu poți în prag de săptămână mare înainte de alegerile locale să trebuie să te debarasezi de ce parteneriatul care l-ai făcut în timpul a trei mandate. A fost un parteneriat. Nu poate să-l șteargă nimeni, nu poate să-l ascundă nimeni, el a existat. Dacă astăzi nu ne place ceva în orașul nostru, în Suceava, este poate datorită faptului că în timp de 12 ani de zile, cei care ați perindat prin Consiliul Local, prin conducerea partidului, prin toți la un loc, ăsta e rezultatul muncii voastre. Nu puteți să-l negați astăzi. Nu, ori noi venim astăzi și spunem, nu vă fie cu supărare. Modul ăsta de lucru nu se potrivește cu ceea ce vrea suceveanul, cu ce vrem noi. Da? Și eu poate acum și vă întreb, domnul Popovici, noastră la un moment dat erați în echipa domnului Lungu, el la butoane, Consiliul Local la butoane. Stați un pic. Depinde atunci nu puneați problema în felul ăsta. Ce numiți dumneavoastră echipă? Eu din administrația județeană am ieșit în 2009. Am fost în o perioadă mai scurtă de timp în Ministerul Turismului. N-am mai intrat într-o formă de administrare locală sau județeană. Păi în 2009 când ați ieșit? Da, când am ieșit din structura Consiliului Județean. Uh-huh. O structură care colaborează cu Consiliul Local. Discuția pe care noi o purtăm astăzi este pe tema a ceea ce se întâmplă în spațiul Consiliului Local Suceava. Indiscutabil. Care ar trebui, mă, domnule, să colaboreze. Și eu am zis că atât echipa de angajați ai primăriei, cât și Consiliul Local, indiferent de care o fi el. Da, dar vedeți, dumneavoastră, poți să-i ceri angajatului, nu poți să-i ceri angajatului să treacă peste o decizie pe care o ia Consiliul Local. Dar nu ce să treacă? Să arunce și el o idee, să vină cu un proiect, să o propun. Nu știu, poate sunt eu în necunoștință de cauză și s-o tot propus. Ca angajații vin cu idei, vin cu propuneri și sunt acceptate, analizate și votate dacă sunt ele, ajung până în forma de ședință de Consiliul Local, asta e altă treabă. Dar cei care decid direcția pe care merge Consiliul Local sunt consilierii, da? Partea executivă e cea care primarul cu angajații aparatul care de specialitate. Dar asta e, nu știu, asta e forma noastră de lucru într-o... Eu zic că e bună. Hai, Consiliul Local, pentru că Consiliul Local are un interes politic absolut ridicat, de obicei, și nu mă refer doar la primăria municipiului Suceava, ci la toate UAT-urile din românica asta noastră, da? Da. Consiliul Local are un interes politic extraordinar de mare, mai se găsesc pe alocuri oameni care să își dorească să facă și lucruri bune pentru administrație, trebuie să îl oblige, practic, pe primar cu aparatul de specialitate să facă niște chestii care ei le votează o dată pe lună, nu? Măcar. Nu că așa. Ca orice lege poate fi perfecționată și legea administrației publice locale, dar pentru asta trebuie să ai o colaborare între Consiliul Local sau între primar, să-i spună parlamentarului, vezi că legea asta nu sună, nu știu, aia achizițiilor publice, că am văzut că au luat-o în dezbatere și o schimb acum după atâția ani de zile. Preocupă-te și fă o propunere legislativă în Parlament ca să-mi ușurezi munca aici sau să direcționăm lucrurile spre o normalitate în partea asta. Dar atunci când interesele sunt cu totul și cu totul altele, preocupările parlamentarilor, nu știu, sunt de aș mai majora o pensie a primarului de nu știu ce. Aveți și voi parlamentari, n-au votat? Adică da, avem 6. Aș fi dorit să avem 60 ca să putem. O să avem din 2016, din toamnă acolo, 60? Un grup destul de consistent. M-am speriat acum că dacă nu vă supărați. Vorbeam de legea din aur, da? Păi, cum vi se pare dumneavoastră o lege pe care PSD-ul și PNL-ul au susținut-o și au trecut-o prin Parlament de alegerea a primarului din primul tur? E cât se poate de democratică. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în România dacă alegerile prezidențiale de anul trecut se terminau în primul tur. Păi da? Eu... Îmi dau seama care era rezultatul, dar ce s-ar fi întâmplat? Aveam cu totul și cu totul o altă formă de administrare în România. Da, alte gânduri, alte idei, nu știu, mai bune sau mai rele. În mod sigur mai rele, pentru că
dacă ieșea Ponta, nu o ducea într-o formă bună. Dar pentru asta trebuie să te gândești și trebuie să ai voință politică. Ori noi pe chestia asta încercăm să pedalăm. 6 parlamentari avem în Parlamentul României, dar ăia 6 au făcut proiecte legislative tocmai pentru a schimba această lege pur și simplu neconstituțională de a alege primarul din primul tur. Nu poți să faci o reformă administrativă, să schimbi ceva din administrație prin alegerea primarului din primul tur. Îți avantajați cei din start. Poartă un avantaj în anumite zone. Nu dorește să ai nimeni dezbatere. Birourile permanente ale Camerei Deputaților fiind făcute majoritate din PSD și PNL. Nu doresc să atingă de o chestie de genul ăsta. Dar totuși ăștia 6 au avut o idee bună, zic eu, de a produce o reformă. Bun. Lăsăm partea a treia emisiunii, domnule Popovici. Îmi permiteți să vorbesc puțin cu Leon Andronache? Îmi cer scuze că am intervenit. Nu, da. Vreau să obțin cât mai multe informații de la dumnealui. Eu deja, de fapt, vreau să smulg 2 promisiuni de la dumneavoastră. 2 și mă opresc la 2 pe seara asta. Una, că veți răspunde la fel de prompt invitațiilor noastre de a fi prezent în emisiunile noastre. Cu siguranță, da. Și a doua, că în 2016, în prag de alegeri, dacă vom reuși o dezbatere a candidaților sau a principalilor candidați, veți fi și dumneavoastră parte componentă a dezbaterii noastre live, într-o emisiune, cu toți candidații, adică fight, vorba sportivă, da? Cu siguranță, până atunci sper să mă antrenez și eu în dezbateri, în emisiuni, pentru că acum experiența mea e aproape de... Păi să știți că de multe ori ăsta ar putea deveni sau ar putea fi transformat într-un avantaj. Toată lumea, dar toată lumea vorbește de șipote, parcări, asfaltări, pavele, chioșcuri pe spațiile verzi. Acolo aveți un cuvânt greu de spus. Terenuri care de fapt nu mai sunt ale Sucevei. Treabă foarte multă, eu sunt convins că aveți, dar nu mai aveți chiar atât de multă, că nu prea mai avem parcuri, cel puțin nu avem parcuri suficiente în municipiul Suceava. Câteva lucruri despre aceste lucruri, despre faptele care le-am enumerat în viziunea dumneavoastră? Chiar în Suceava nu putem discuta de parcuri în momentul ăsta. Parc însemnând undeva parcul cel care are o suprafață peste 2 hectare. Însă Suceava totuși stă bine la metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Da? Și asta ar fi un atu a Sucevei. Parcul Șipote. Sunt tot mai puțin locuitor, de asta cred că ajunge spațiu verde pe cap de locuitor, că altfel, pe cuvânt, nu, că nu-mi explic. Se pune și stadionul? Aici adunam și pădurea, aici adunam probabil și spațiu verde, chiar dacă și poate nu ia nostru, nu ia primăriei Suceava și aparține direcției silvice, dar el se adună la suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor. Normal, mi-aș dori ca spațiul și poate să, dacă ar, să treacă în administrarea primăriei, ar fi ceva extraordinar. Vă spun că am văzut o investiție de genul ăsta în Bistrița, Pădure Park se numește, ceva extraordinar, ceva de vis. Pe 7 hectare s-a reușit, acolo s-au făcut terenuri de sport, teren de mini-fotbal, paintball, grătare, foișor pentru a lua masa, alei pietruite, ceva de vis. 50% din populația Bistriței merge în acea locație. Cei probabil care nu prea au mașini sau nu folosesc autoturismul, cei care au mașini merg într-o zonă mai îndepărtată. Așa ceva văd și în acest parc, dar acum e discuția a Consiliului Județean că ar prelua acest parc. Doamne ajută, nu contează cine îl preia, numai să-l preia și să-l poată amenaja. Valorifica, să-l poată valorifica, da, pentru că este buricul târgului până la urmă. Singura locație ar fi
parcuri și poate să facem un parc adevărat. Bun, are nevoie Suceava în momentul ăsta de zone de agrement, foarte important că lipsesc cu desăvârșire, da? O zonă de agrement, iarăși, care tot se tergiversează în zona Tătărașului, da? Lângă cartierul Europa. Avem un iaz și acolo cred că avem vreo 4 hectare de teren cu acest iaz, unde s-a făcut și o zonă de grătar, dar eu nu i-aș spune chiar zona de grătar. Altfel văd eu zonele astea de și zona de recreere și zona de grătar. Cu siguranță, iarăși pe programe europene, acea zonă poate fi făcută extraordinar. Se lucrează la ea, s-a lucrat, nu știu, se intenționează un puz, nu știu exact ce conține, dar de vreo câțiva ani tot se discută de puzul ăsta în zona. Ce mă supără pe mine cel mai mult e un pic... Nu vă uitați vorba, că e foarte important ce vă supără, pentru mine mai ales, e foarte important ce vă supără pe dumneavoastră, că s-ar putea să avem un numitor comun și să mă supere și pe mine. Dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat să ne spuneți ce vă supără. Rămâneți alături de noi.